Hai, salut, băi, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De data aceasta este un videoclip în care o să-mi schimb numele după foarte, foarte multă vreme. Dar înainte să începem cu numele schimbat și așa, apăsați și voi butonul de like și de subscribe dacă nu sunteți deja abonați și activați acel clopoțel dacă vreți să primiți notificare de fiecare dată când postez, da? Astea fiind spuse, o să-mi pun un nume mai la Caterinca, să zic așa, adică gen, o să ne punem mai mulți de pe Discord și mai mulți prieteni gen Star, Kerry, Sasuke și mai mulți, să ne punem un nume mai ciudățel așa, dar... Na, ce am ales eu să-mi pun, vedeți și voi, 120 de gemuri, am băgat gemurile, le-am acolo perfecte. O să dăm name change și numele pe care o să mi-l pun o să fie puțin mai dubios, dar nu știu, sper să fie destul de ok. O să-mi pun Balaurul Stas, adică avea mai multe mai multe nume de ales, dar opa, nu, Balaurul, de ce mi se pune cap așa, Balaurul Stas. Da, acum nu știu exact dacă să-mi pun vreun emoji, adică nu știu exact ce emoji aș putea să-mi pun de balaur sau ceva, stați așa să văd dacă găsesc ceva pe aici eventual care să se potrivească cu Balaurul Stas, adică e un nume mai la troll, nu știu, Kerry eventual o să-și pună Delfinul Kerry sau nu știu ceva în gen, sau chiar o să-și pună Furnicarul, adică na, nu știu, o să fie puțin mai fun așa, eventual o să facem și un club cu zoo afectiv sau vedem noi ce facem. Nu știu exact dacă este ceva cu balaur pe aici, adică ceva să reprezinte balaurul. Hai să văd dacă găsesc ceva, ceva emoji să-mi placă, pentru că până la urmă aș pune și ceva emoji, sincer, de ce nu, să arate mai frumos acolo la nume. Prea găsesc ceva emoji din asta care să-mi și placă. Pam, 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 ceva emoji. Bă, nu prea văd, adică ce balaur aș putea să-mi pun, sincer. Aș pune într-un fel Joker, o carte din asta de Joker, dar nu prea arată atât de bine. Ursul ăla nici atât, că na, nu mă cheamă Ursul Polar sau Ursul Stas. Așa că, ce-ar merge cu balaur? Ce-ar merge oare cu balaur? Bă, nu știu, eventual aș pune trifoiul ăsta, că arată decent, dar într-un fel nu prea. Arată cam aiurea, dar să văd eu, poate găsesc un emoji așa mai decent. Bam, bam, bam. Bă, nu prea găsesc, sincer, nu cred că există vreun emoji cu balaur, adică până la urmă e balaur. Dar o să mă uit și la animale. Deci stați așa o secundă să văd, nu, aici cred că sunt ceasurile alea, dar bă, nu știu, nu o să-mi pun trifoiul ăla. Hai să vedem totuși la animale, cine știe, poate găsesc un balaur pe aici, dar nu prea cred. Dacă nu, o să-mi pun un emoji random și cam aia e. Să vedem. Bă, da, uite, e un fel de, da, e un fel de dragon. Ăsta e un fel de dragon, deci, dar arată balaur, adică, mă rog, ce o fi, o fi. Sau dinozaur, dar nu, că nu e dinozaur, nu sunt dinozaur, deci balaur e un fel de dragon sau ce o fi, deci așa că o să-mi pun sincer ăsta, capul ăsta de dragon, deci ăsta arată mai bine, nu. O să-mi pun ăsta, uite așa, arată ca lume, deci da, ăsta să fie numele meu, Balaurul Stas. Hai să dăm continuu pentru că ne-am lungit foarte, foarte mult. Hai să punem Balaurul Stas, da, Balaurul Stas, bam, bam, pune frumos emoji-ul ăsta de boș. Și ăsta o să fie noul meu nume, puțin mai Caterinca, dar, na, să vedem cum o să fie, eventual o să pun, da, nu, o să lăs așa, Balaurul Stas. Dăm continuu și, name don't match, cum adică Balaurul Stas, cum adică don't match, stai, ce? Păi, nu așa am numele? De ce nu merge? Bă, stai așa că facem din nou, deci nu pot să cred, nu înțeleg ce are, stai, Balaurul, cum adică nu? Poate am scris ceva greșit, dar, deci Balaurul Stas, fac, punem emoji-ul, da, asta frumos, fast forward și dăm continuu, da, rename, hai, Balaurul, stai mă, nu cu capa, Balaurul, Stas, gata, ia să ne merge acum, da mă, da, merge, hai, trebuie să scriem confirm și ăsta o să fie noul meu nume pentru ceva perioadă, eventual o să-l mai și schimb, vedem, da, apare sunt Balaurul Stas. Ce pot să zic, hai să dăm și câteva meciuri să nu fie videoclipul foarte, foarte scurt. Bun, băieți, trecem la un prim meci cu noul meu nume, Balaurul Stas. Desigur nu este nimic special în acest videoclip, adică în afară de numele ăsta nou,
Și am zis să dăm câteva meciuri așa să fie mai catering, adică să nu fie videoclip de 5 minute, adică ar fi și culmea să fac un videoclip de 5 minute, dar este o mapă puțin cam dubioasă, nu știu exact dacă pot să fac ceva pe mapa aceasta, pentru că mi-am luat și Nani, este cel mai mic brawler pe care l-am și nu prea am cum să joc altceva, pentru că dacă joc altceva o să dureze foarte, foarte mult matchmaking-ul, așa că jucăm Nani și încercăm să vedem ce putem să facem. Cel mai probabil mai nimic, dar am pus numele ăsta puțin mai la troll, adică la Caterin, că nu vă gândiți că este ceva serios, adică eventual o să mi-l schimb pe parcurs, dacă e nevoie, adică nu știu, eventual cât o să-l țin, o să fac și un club în care o să se numească Zoo Affective sau ceva în gen. Deci vedem și noi când o să fac clubul acela și ce e mapa asta, începe să fie enervantă în același timp, deci mi-am pus numele ăsta pentru că o să-și pună și mai multe lume, adică nu doar eu. O să sparg aici eventual, dar nu o să sparg absolut nimic, nu înțeleg exact. Cred că o să-mi iau alt brawler să fie mai fun meciul viitor. O să dăm decât două meciuri pe acest videoclip, pe unul în care o să-mi iau bătaie într-una, vedeți voi ce se întâmplă aici. Dar da, deci o să fie, v-am zis, mai mulți cu nume de gen de animale sau așa. Mi s-a părut o idee destul de interesantă, gen, nu știu, așa cred, adică Balaur Stars poate nu este cea mai inspirată idee, dar zic eu că arată destul de decent, adică, nu știu, cel puțin îmi place cum arată, e destul de decent. Așa că, na, hai să trecem la următorul match. Trecem și la ultimul match, pentru că nu vreau să fac acest videoclip, v-am zis, foarte, foarte lung, așa că trecem la ultimul match. Am luat de data aceasta Gale, pentru că meciul trecut era un Rico aici care ne dădea bully, așa că am zis eu să iau Gale în caz de ceva. Nu știu, o mapă destul de ok, dar puțin dubioasă în același timp, așa că o să dăm noi puțin spawn trap aici la băieții ăștia, vedeți și voi, nu știu exact cât de bun e Gale aici, dar e cât de cât decent, avem acolo un Sasuke care o să spargă toată mapa și un like, sau cum îl cheamă, la Hip Boss, care o să adune gemurile după cum vedeți, așa că cred că arată mai mult ca un win. Deci v-am zis, numele ăsta este mai mult la Caterin, că nu-l luați în serios, nu am intrat într-o echipă sau ceva în gen, pur și simplu este ceva pus la troll, la amuzament să zic mai mult, nu neapărat că o să-mi rămână numele ăsta permanent, dar o să-l țin ceva vreme pentru că v-am zis, o să facem și un club, Zoo Affective sau vedem noi ce club o să fie, o să intre și Stelica, adică Star, KGB eventual dacă își schimbă și el numele, Kerry o să-și mai schimbe numele din ce a văzut Sasuke, la fel, deci o să-și pună ceva lume, gen nume de animal în fața numelui, să zic așa, deci, na, ce pot să zic, să vedem cam câtă lume o să-și pună, vedem noi ce iese, adică, nu știu, mi-am pus și un emote din ăla de animal acolo, aparent am murit de la mortisul ăla, aparent omul și-a făcut play-ul care e bine, mai mult m-am dus eu în el ca să mă omoare, dar în fine, nu cred că mai reușim noi să dăm comeback aici, cred că nu mai reușim, așa că o să-mi pun aici un gadget, nu știu exact unde e Leonul, aparent aici, nice, aparent chiar reușim, o să spamăm noi puțin auto-time aici să vedem dacă reușim, da, perfect, nice, acolo clip, da, meciul ăsta e cam GG, adică nu mai am nicio șansă băieții. Deci, da, mâine o să vină un videoclip mult mai fain, mult mai special să zic așa, deci o să vedeți, nu o să vă dau spoiler deloc în acest videoclip. Astea fiind spuse, ăsta a fost și ultimul meci, v-am zis, am dat două meciuri ca să nu fie videoclipul foarte, foarte scurt. Bun, băieți, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi, v-am zis, a fost decât schimbarea numelui și am dat acolo două meciuri. Ca să nu fiu videoclipul de 5 minute sau de cât iese, de 3-4 minute, cât am stat să-mi schimb numele, pentru că am stat ceva ca să-mi schimb numele. Deci, da, ce pot să zic, nu a fost un videoclip atât de interesant pe cât ați fi vrut voi, dar mâine o să fie unul mult mai fain și unul mult mai șmecher, să zic așa. Deci, na, ne revedem mâine, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest videoclip. Numai bine, pa, pa!